This reputation has cruise because I think we are not paying for. Salutare, dragi prieteni! Dacă cumva din întâmplare ați văzut videourile anterioare, cel puțin ultimul, unde ați văzut Verona de la înălțime, și am specificat că în zilele următoare vom vedea ceea ce ați văzut de la înălțime, vom vedea mai în detaliu pe zi ce trece. Ei bine, astăzi ne aflăm, după cum puteți vedea, la muzeul Castel Vecchio, așa se cheamă. Dar nu am să intru prea mult în detaliu, pentru că deja am un video pe canal. Dacă din întâmplare nu l-ați văzut, v-aș ruga să-l căutați, cu prezentarea castelului și muzeului prin interiorul curții care se vede acolo. Vom face astăzi un giro prin centrul Veronei. Am să vă arăt și această statuie care este de cealaltă parte a castelului, și anume Cavour. Și vom merge acum să vedem un alt punct sau o altă atracție turistică unde vă puteți fotografia sau să faceți un video, ceva pentru amintiri, dacă sunteți cumva prin Verona sau doriți să veniți, puteți vedea și aceste monumente care încerc să vi le arăt și dumneavoastră. Acest monument făcut din piatră, foarte vechi, un fel de poarta Sărutului, cum ar fi la noi la București și prin alte orașe ce mai sunt prin țară, pentru că poarta Sărutului și acel monument nu este singurul din țară, mai sunt și altele asemănătoare, poate cu o altă denumire diferită. Deci acest monument, după cum puteți vedea, se află în partea laterală a castelului Vecchio, cum vă spuneam. Puteți veni liniștiți să faceți o poză, un video sau ce doriți. Aici am ajuns la podul ce traversează Castel Vecchio și unde putem admira râul Adige. Așa cum v-am arătat de sus, de la înălțime, acest râu care traversează toată Verona. Thank you.
după cum puteți vedea, a fost construit ca un parapet din sticlă, care, după câte se vede, prima foaie de sticlă s-a și spart, probabil dintr-un accident. Dar sunt patru. Vedeți în detaliu. Patru astfel de foi. Când au fost montate, nu erau sparte. Probabil din copii au dat cu ceva pietre și s-a spart. Bun. Acum că ați văzut acest punct, vom merge și ne vom îndrepta către centrul Veronei, unde veți putea admira altceva atât de spectaculos și interesant. Priviți! Haideți să-l vedem și dintr-un unghi diferit acest monument. Și aici puteți ajunge liniștiți cu mașină, cu autobuz, ba mai mult, am băgat de seamă că au format și aici, în Verona, serviciul de închirieri trotinete electrice. Am să vă pun câteva poze cu astfel de trotinete și dacă am să găsesc o parcare cu astfel de trotinete, am să fac câteva poze sau un video scurt de prezentare să vedeți despre ce serviciul de închiriere este vorba. Bun. Vă salut și ne vedem la video următor. Dragi prieteni, după cum vă ziceam în video anterior, m-am promis că am să filmez dacă am să găsesc vreo parcare de trotinete electrice. Acestea au devenit un trend în ultima vreme, ba la modă, ba de nevoie, ba de fițe, nu știu cum, dar au început toată lumea din toată Europa, din toate țările turistice, au început să le folosească cu spor. Am descoperit și eu aici câteva și vom merge să vedem cum funcționează și cum facem să deblocăm o astfel de trotinetă. După cum puteți vedea, ele arată destul de binișor. Să presupunem că o luăm pe aceasta. Avem aici în față un cod pe care va trebui să-l scanăm cu ajutorul telefonului. Să încercăm și noi. Va trebui să aveți în telefon o aplicație care citește coduri QR sau coduri de bare și cu ajutorul acelei aplicații va trebui să deblocați această trotinetă. Eu am o astfel de aplicație. Vom scana codul care ne va aduce Bit Mobility Unlock Your Car. Scrollăm încet și după cum puteți vedea
descărcați aplicația, fie pe Apple, fie pe Android. Dăm să descărcăm, ne duce în Google Play. Vom instala această aplicație. Ok. Deschidem. Eu nu am să deblochez această trotinetă. Am făcut doar o experiență demonstrativă ca să vă dați dumneavoastră seama cum ar fi. Va trebui să vă băgați e-mailul, password, după care intrați în aplicație. Probabil mai departe va trebui să introduceți datele dumneavoastră bancare și astfel veți face plata prin aplicație. Dacă aș merge mai departe, mi s-ar înregistra e-mailul în această aplicație și apoi îmi vor veni o grămadă de aplicații, știți voi despre ce e vorba, și nu vreau să-mi umple castela de e-mail-uri cu astfel de notificări. Pentru că nu am nevoie acum de această trotinetă, am făcut doar demonstrativ ca să vedeți dumneavoastră că există, că se poate și dacă doriți, puteți chiar să deblocați o astfel de trotinetă. Le-am văzut peste tot prin oraș, la diferiți turiști. Și bănuiesc că atunci când scade creditul, se opresc. Le-am văzut chiar și abandonate prin oraș, unde se termină creditul, se oprește acest motor sau baterie și nu veți putea să continuați călătoria. Va trebui să plătiți încă o dată ca să puteți merge mai departe. Deci, sunt de la Bit Mobility. Aveți un sistem unde vă puteți monta telefonul sau GPS-ul sau ce anume aveți dumneavoastră, accelerație, frână, după cum puteți vedea. Puteți merge chiar și pe timp de seară, după cum puteți vedea. Are un LED pentru lumina nocturnă. Deci ați înțeles. Trotinetele electrice au devenit chiar și o pasiune pentru cei mici. Eu vă salut din nou și vă urez călătorie plăcută aici în Verona. Aceste trotinete se află la intersecția de la Poarta Palio. Rețineți, Poarta Palio, aici în spatele meu. Așa se cheamă acest punct, această clădire din spatele meu, care este destul de veche, Poarta Palio. Și aici, la intersecție, veți găsi aceste trotinete, această parcare. Bun, vă salut încă o dată și vă urez călătorie plăcută. Pa, pa! După cum puteți vedea, mergând pe stradă, am lăsat în urmă Poarta Palio, unde se află trotinetele pe partea cealaltă. Mergând pe stradă, am găsit, așa cum vă ziceam, nu abandonată, dar lăsată, probabil s-a terminat creditul sau bateria și a lăsat-o așa. Bănuiesc că sunt controlate prin GPS. Sunt controlate prin GPS și nu le poate fura nimeni dacă la vreunul din voi îi trece vreo idee strașnică prin cap.
mergând înainte, vom vedea altă trotinetă, tot la fel lăsată. Și am mai văzut și prin centrul orașului asemenea trotinete lăsate aici colo, ca și cum ar fi abandonate. Dar ele sunt tot timpul monitorate prin GPS, bănuiesc. Deci cineva știe foarte bine de aceste trotinete lăsate de aiurea. Bun.